Bună și seara și suntem la acțiune, fraților. Uitați curentul, apa. Frumos aici, la apus de soare, ora 20. Lacul Bascov curge apa frumos. Doi pescari pasionați aici. Pasionați. Așa. Curentul curge, trebuie să facem lansări mai în larg. Pescuim la buldog cu muște artificiale. Buldog cunoașteți voi, care este nazalul. Facem una mai lungă astăzi. Ia-i cu nazalul repede. Cameramanul, da. Musca. Avem azi un țânțar. O muscă țânțar. Ia să vedem cum se vede musca asta țânțar. Full genetic, click de 16. Și mai avem una codiță verde. Tot full genetic. Și cu lamel. Și una tot țânțar. Ia uite, țânțarul nostru, da? Ăsta trage din linie, e nemâncat. Și mai avem una cu roșu. Acum ce facem? Curent, vedeți că în partea cealaltă de curent. În partea cealaltă de curent. Sunt circulețe pe apă. Ei sunt la vânătoare acum seara normal. Sunt și pe aici, pe lângă mal. E curentul mai tare în mal. Facem lansare foarte lungă. Buldog ne ajută. Ați văzut unde am dat? E deja atacă muștele acolo. Trag foarte încet. Bățul este mifine foarte dur. Deja peștele este la acțiune. A atacat. Îl aducem. Facem multe mișcări, nu-i așa, pe la baza apei. Ia să vedem ce țânțar a luat ăsta. Ai de-a. Cu sau fără freză? Da. Țânțarul, vedeți? Așa, cârlic de 16. Să mai fac o lansare. Facem cât mai departe. Curge curentul tare prin partea asta noastră. Dau peste curent în partea cealaltă. Acolo a căzut linia. Strâng firul și recuperez foarte încet, cu vârful sus. Bățul fiind dur, el s-a înțepat. A atacat și s-a înțepat. Acum nu am decât să aduc linia la mal, da? Ia uitați. A scăpat asta, da? Nu-i problemă. Știți că noi dăm de distracție aici. Ei stau acolo pe centru. Ne ajută buldo. Am dat 50 de metri. Au fost atacul la muscă. Ridic firul după apă. Și încep să am muștele toate pe apă. Cu vârf anume. Mai scăzut puțin curentul. Las bățul jos. Anumită viteză. Trecem de curent. Așa. Și am avut atac aici, în zona aceasta. Ia să vedeți. Am avut atac în zona asta, de curent. Vedeți ce se întâmplă? Opa! Ia uitați! El este băiatul. Așa. Care nu știe nici el ce l-a atacat pe aici. Uite. Curățim muștele. Ce întreabă serioasă. Curățim muștele. Facem lansare. Înainte de fiecare lansare, ia uitați aici. Încercăm, dacă avem linie musca agățată de firul principal, făcând așa, dar la fiecare lansare. În cazul că eu trag și nu îndă voie și rămâne deget așa, mă uit, ori s-a înfășurat firul după vârf, ori dacă nu, musca a agățat firul principal, da? Și fac așa până îl dau eu pe spate lateral și apoi dau drumul și lansez, fără nicio grijă. Ia uitați. Ia uite ce a sărit, direct în muscă. A și scăpat. Ia uite altul. Ce înseamnă bățul dur? Au, a scăpat și ăsta. Punem bățul jos. Mai avem până la mal. Să vedem câte atacuri mai sunt. Ia.
Mai sunt atacuri, de aici e o zonă cam mizerabilă așa. Se dăm în larg frumos. Ia, să zic cum o sărie. Se lasă seara așa frumos. Linia acolo. Se simte în băs. Caută, s-a înțepat. S-a înțepat și acum dacă se la duc. O duce curentul puțin bila de vale, dar nu-i treabă. Noi recuperăm. Ne facem datoria. Da? Și peștele este la secundă aici. Nu mai pierdem vreme. Cârligele de 16, foarte bune. Ați văzut, da? Cu țânțarul la acțiune. Hai, cobrița. Du-te, tată. Frumos. A plouat aici la bude, asta s-a oprit ploaia. Acum zboară gâzele, domnul are grijă de tot. Să mănânce și eu o gâză. Ia uite, mamă, ce-a dat în băs. Mamă, s-a înțepat singur. Vai, ce drill. N-ai mai pomenit. Simți că trești, dar tot cu bățul ăsta dur. Da? Așa, tată, ia. Să învățați meserie aici, așa. Nu, că nu știm să prindem peștului, dăm la curenți electrici, ne facem electricieni. Că mai nu am ce că au apărut electricienii. Ați auzit voi de electricieni? Genocidează tot, hai, strică natura. Nu e bine. Trebuie să învățați să pescuiți sportiv. Hai să mai facem o lansare. Pac, pac. Se aude și cucu. La pus de seară, lansări lungi, peste curent. Așa. Ce să duc eu zoom mai aproape pe zona de acțiune. Ia, da. Strâng firul. De deasupra curentului lucrez cu, când am curent, lucrez cu vârful sus. Da. Face burtă firul. Așa. Îl duce curent, ia. Și aici după curent am avut atac. Și peștele s-a înțepat. Vede? Peștele în ea. Frumos ne distrăm. Adică ține scont că mai mă lucrez și cu zoom aici și cu astea, da? Voi nu o să mai aveți probleme cu treaba asta. Dați frumos acolo la pește să mănânce. Nu ne chinuim cu viermi și cu alte tricoptere. Ia uitați așa, frumos. Am făcut lansare foarte lungă. Smucesc de câteva ori de învârs cu stânga, strâng firul. Și deja cu el este luat. I-a jucat lui musculița acolo cât m-am jucat eu cu firul să-l strâng și a atacat-o. Uite, și vine pe curent, da? Nu e greu. Nu dați banii pe prostii, luați muște la copii. Ia fiți atenți aici. Ce vă arată Gabriel? Musca cu verde, da? În direct și în exclusivitate. O, Gigi! Opa, Gigel, băiatul veselu! Se liberează. Ia uite ce frumos natura aici, așa. Plăcut, seara, așa. Asta e cea mai bună oră, vă spun eu, secretul ăsta. Ei, vedeți, papă, cum fac cercurile? Ia uitați aici. Prin zona asta, după curente, acolo e mai moale puțin. Curge mai încet, adică. Și acolo unde sunt cercurile, țele, pe acolo să-mi lanseze Gabriel, da? Aia, ei vânează naturale. Și le confundă cu ăsta, ia să vedeți. Dar bățul dur, bățul dur, neapărat. Ați văzut? Ia uite, ia uite. Uite, acum se vede firul. Ia. Vedeți? Și firul meu. Să mergem după linia. Am ajuns în zona curentului. Recuperăm mai repede cu vârful jos. Să ieșim din curentul ăsta. Și aici am avut atac. Exact după ce s-a terminat curentul. Am avut atac aici. Ați văzut? El este Johnny. În partea firmei. Se lasă seara. E așa frumos. Să băiatul. Salută pe băieți. Da, da. Așa, ok. Lasă-o că nu e adevărat. Ești și tu, băiatul, înțelegător.
Deci avem și pești în partea asta de curent. Ia să dăm noi pe curent și să o tragem așa pe partea asta. Nu mai dăm tare. Ia. Tragem ușor pe asta, să vedem ce se întâmplă, doctore. Ia uite, sunt atacuri, vede? Ia uite. Îi vede? Ia. Și aici la mal am luat, ați zis? E micuț. Dar uite ce se întâmplă, ați zis? Mi s-a murdărit linia. Deci mai bine îmi place mie să pescuiesc mai larg. Și mai micuț acesta, l-a luat și el măsculița de aici. Fac așa, în felul următor, ca să curăț linia, țin bine de vârf și trag de fir așa. Și zboară, și uitați, trag eu așa cu degetul, ca cu arcul. Uite, și sare mizeria după ele. Am văzut? Bățul, să nu uitați bățul, dur. Am sar pe scaunel. Am văzut? Linia frumos. Să-și vede firul pe cameră. S-a mai încetinat puțin curentul. Iar am ieșit din zona curentului în partea asta. Și a fost atacat aici, în zona de după curent. Sunt mai micuți aici, vede? Sunt mai micuți și au căutat și să mănânce și ceva. De ziua bărbatului, da? Hai că-ți dau drumul, nu mai sta așa întins la soare, că soarele s-a dus. Tată, nu e bună. Bă, bune, mă! Ce să vă fac eu să vă conving așa? Hai să fac eu niște lansări mai lungi. E, vedeți cum sar papă? La ora asta? La vânătoare? Stai că vine muscat. A văzut-o, frate, e în ea, ia uite. Și n-a făcut decât strâng și l-aduc pe curent. Uite, se vede linia, coboară cu curentul. Eu strâng. Coboară. Și strângem așa. Și aducem la noi aici. Cu peștele, da? Frumos. Peștișorul. Ia. Vedeți ce frumos este? E, cu țânțarul el n-are treabă cu noi. De drumul. Hai să mai facem lansări. Ia uitați ce sar acolo. E nemai pomeni plăcut. O lansare lungă. Am pe principal fir de 0.20, struna 0.15. Dar nu mai am cum să vă spun că deja e înțepat. Vedeți ce înseamnă bățul? Asta înseamnă bățul, doamne. Ia uite. Fac distracție garantată și pește la tavă. Hai, gigele, hai, scrâmbie. Ca să învățați să vă distrați și să luați și pește. Veniți să vă distrați, că vă distrați. Și dați ce trebuie peștilor, vă distrați, dacă nu, nu. O să vă distrați. Asta e cea mai mare distracție. Așa. Ia, de cât am întins puțin firul, cârligul de 16 are mai mare deschizătură, deci e foarte indicat. Nici n-aș mai da cu 18. De ce să-i ratez? Mai bine dau cu 16. Când s-a înțepat, s-a înțepat. Ia uite. Vede? Asta e cundă. Cundă în cumulumba. Asta e ora lui acum, că mănâncă cel mai bine. Cundăm cu un lom, cundăm cu un lom. Hai, lasă jos, că mă căne. Încă o dată îi vedeți, da? Că ce activ sunt băieții, vă așteaptă. Și să nu vă fie frică, că vă ajută și ei. Dacă o-i prinde, dacă nu o-i prinde, mișcă musca acolo, să vezi. Să vezi ce se întâmplă dacă ai mișcat musca în fața lui.
Ia uite, ce atac frumos i-a și dat drumul. Așa, trecem de curent. A fost atacat aici după curentul principal, când se spărgea curentul ea. Ia uite, peștele în ea. Deci acum seara atacă tot, v-am zis. Apa este curată, ia uitați de ce frumos. La Bascov, noroc că a umplut barajul Vâlcel. Vedeți cum unată cu musca în gure? Ia uitați-o. Hai să-i facem o poză așa. Mă întâi mă la curent? Ia te ia musca în coa. Iar te ia musca în coa. Hai să le liberăm. Să mai bine. Că s-a muncit și el să atace musca asta noastră. Așa? Sunt țărelul nostru, s-a muncit și el să-l arăci. Ia mă. Să le liberăm și pe el, da? Hai că te liberăm, că ești așa frumos. Și mi-e drag de tine. Du-te acasă. Așa, vezi? Ai grijă, mai dă și pe la școală. Deci ce te învață profesorii, atași tot ce... mișcă? Lansări lungi. Pe curent. Atacă, face puțin cer, se descurcă înțepătura cu bățiduri. Și ce credeți? S-a prins. Acum n-ai decât să le aducem către mal. L-am prins cu musca în gură. El este peștișorul. Ce listeț. De acasă. Lansare lungă. A, păi deja la ora asta nu mai se poate pune problema. A, uite, mamă, ce-au atacat. Mamă, ce-mi place când atacă ăștia, voi, frate. Și cred că sunt doi. Bicicleta, ia să vezi. Ia să vezi bicicleta cu ăștia. Ia uite. Uite-mă, bicicleta. 3. Uite aici dacă vrei să te convingi. Ce înseamnă țaparină? Place? 1 2 3. Mai sunteți mai mulți. Cam așa arată ei. Tricicletele noastre. Se vede? Și cu boldă 4. Asta a fost șmecherie. Da. Uite, a dat ștuc acolo ei. Frumos. Dar și ștuc aici. Ca să eliberăm pe băieți. Așa, vezi. Ca să mai faceți o probă. Facem o lansare. Deci bățul dur, da? Cum v-am zis. Anumite viteze, cum mergeți în țară așa, papă. Îndată o să dau puțin mai jos. Să schimbă curenții de la, depinde cât de repede curge. Uite, mă jucam cu ei pe aici. Și atacă pe la mal, pe aici, că s-a înțepat. La mal aici, unul micuț. Nu știu cum atacă, frate, ăștia. Îl mușcă, nu știu, astea de... toate părțile pe aici. Ia să fac o lansare mai pe partea ce e așa. E mai lent curentul, poate vedem atacurile. Ați văzut dacă a zis buldon? Ia să vedem.
Se simte în băț, nici n-am întins firul. Sunt atacul în băț. Acum strâng ușor. E luat. A înțepat cârligul. Ia uite. Nu e mai pomenit. Simți că trăiești, tată. Asta a dat pescuit. Ia, cred că am mai avut alt atac pe linie. Da, 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 da. Păi nu scapă ele așa necontrolate. Avem doi ieri. Doi, ia. Ia uite aici. La camera, ia uite la camera aici. Și-a prins camera. Deodată. Bravo, băieții. Vă voi elibera. Așa, tata, așa. Vino și tu. Te eliberăm și pe tine de țânțor. Deci a fost productivă treaba. Ei, să mai dau în zona ce vedeți cum sar cerculele sunt de la pești. Bucurie mare pentru pescar când vede cerculele. E timpul de acțiune. E norat, afară frumos, dar liniște. Am mai scăzut puțin curenții. Acum să vezi distracție. Ia uite. Am mai scăzut puțin curenții. E unul luat. Punem musca în vârful mai jos, poate mai am alte atacuri. Firul întins, firul întins. Nu mai sunt, dar hai că să le eliberăm pe acesta. Ne-am învățat cu 2-3, 2-3. Bun și 1. După cum vedeți, se scoate la fiecare lansare. Peștii sunt foarte activi. Dă-i drumul. Au. Ce zici? Da? Nu. Nu e voie. Du-te acasă. Păi? Ce faci? Vrei să-ți pierzi viața? E adevărat. Te lăsam eu dacă era adevărat. Am lansat, frumos. Deja întind firul, e peștele în el. A scăpat, dă țocuri așa, pac, pac, se simte în băț când atâta. Bățul de carbon transmite imediat. Ieșind din zona curentului. Începe și trage muștele la deal. Au, un atac frumos așa la mă. Ridică în vârful. Vede? Exact la mal aici. Și cei de la mal doresc muște. Așa. Ia uitați ce frumos. Tot cu țânțarul. Au, ei ce au cu țânțarul ăștia. Hai să mai facem o lansare. Au mai scăzut curenții, da, să vede. Ne bucurăm. Ia uite ce. Luate, uite cum tremură. Hai, nu mai tremura. Ia uite-l, bă, ce frate, bă. Au, am mai avut alt atac. Bă, nu se poate, mă, și ce se întâmplă, doctore? Mamă, s-au intensificat atacurile acum. Foarte rău. Avem doi aici să-i eliberăm. Acum pe seara e genocid. Vara dăm o oră, dăm pe întuneric. O oră jumate, până la 11 seara. Să vedeți atunci. Pescuit nocturn. Pescuit nocturn. La... Mai atacă el gâze până la ora aceea. După aia se retrage când mare. Că se răcește apa. Ia să vedem. Și acțiune. Motor, plângem firul, opa, a dat în ea, opa, a dat, exact ca bibanul face asta. Și bibanul când atacă face, se simte în băs, țoc, 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 hai cu tata, hai că se lasă seara așa, iată.
Uite aici la mar. Uite aici la mar, să vezi. La 2 metri de mar. Ia uite, la 2 metri de mar. Gata, mă, dau mai larg. Se lasă seara pe răcoare. Ia să vedem. M-am lansat. A atacat muștele. Am dat și înțepătura, era cu ea în gură. Pac, pac, imediat, la secundă. Ia uitați cum vine băiatul. Așa. Muște de 16. Deci nu e nicio problemă. Atacă, rămâne în ea. El este obletele. Și se eliberează. Și să mai dăm, ca azi facem o filmare lungă, 26 de minute. Da? Facem de 29, ia să vedem. A, uite, atacă aici, așa. Rupe undița în două, mă. Puțin răcoare de la nori, ia să vedem. Nu, puțin, așa, norat, ia uite ce frumos. Stă Gabriel aici, adie vântul, singur, mai sunt doi băieți, așa, vedeți? De vânt, e seara. Barajul e acțiune, natură. Ia să vedem, apoi fugiu ăsta. A, n-a scăpat, mă jucam cu zoom-ul pe aici. Ia să vedeți voi aici. Puțin răcoare, dar mă înțeles că se încălzește. Așa, tot rău spre bine. E bună și ploaia asta, că se face mâncare. Plantele, tot natura știe, domn. Deci vedeți, da? Frumos la acțiune. Hai să mai fac o lansare, că nu vreau să trec de 30 de minute. Nu mai îmi dă voie, bă. Nici tu mai mult de 2 giga. De se lansează, se strânge firul. Ia. Peștele este în ea. Ce să mai zic? V-am zis că n-aveți timp de făcut nimic. La cum trag ieșii. Sunt activi, așa. Ia să zic, el este băiatul. Cu pricina se liberează. Hai că mai avem, mai avem jos. Facem una așa de drag și de plăcere. S-a pus un vânt. Acum și la vânătoare. Ia să-l vedem pe vânt cum face. Vrei să văd cercul. Ia uite ce atacă pe apă. Să încheiem și noi filmarea cu unul așa, băiat frumos, ca uite-o, ce-a dat băiatul în ea, și pe vânt, și pe val, contează, două atacuri, ia uite mă, dacă mici muștele încet, asta s-a întâmplat tot, unul și al doilea vine după el, ia uite ce nuată și, unde le duci bă, tatăle, bă, e grea viața bă cu voi bă, fii atent. Pui de scrâmbii ce sunteți. Hai, duceți-vă n-am. Vreți să vedeți și voi pe YouTube? Cred că asta vreți, da? Hai, zici ceva la pescare. Da? Să-ți dea un țânțar? De ăsta care ai tu în gură cu ultraflash? Nu are ultraflash ăsta, dar are genetic, nu? Pa! Până acum este timp de una. Nu mai este. Eu vă doresc multă sănătate și fir întins pe 2011 și vedeți că și pe timp mai închis când atacă, se ridică și atacă. Numai bine.